Care sunt cauzele principale ale revoltelor din Libia, o țară care până acum a fost considerată oarecum sigură din punct de vedere al situației politice, o țară oarecum stabilă? Cauzele sunt diferite față de cele pe care le-am văzut în cazul Egiptului sau Tunisiei. Vedeți, în Libia, aceste revolte nu au început la Tripoli, au început la Benghazi. Nu este întâmplător lucrul acesta. Au început într-o zonă care a avut mai tot timpul probleme cu recunoașterea autorității centrale, autorității, sigur, nu neapărat în ultimii ani, pentru că asistăm de decenii la un stat solid, însă în perioada formării statului libian independent au existat provincii care au refuzat această supunere față de centru. Este o problemă pe care și Marocul a avut-o în acest proces de constituire a statalității. Sigur, pe lângă aceste cauze care ar putea trimite la o eventuală, să zicem, dorință de a pune în evidență anumite trăsături regionale, ca să nu zic mai mult autonomie sau chiar dezbinare, există o intoleranță față de regimul Gaddafi, pentru că din 69 asistăm la acest regim. Este fără îndoială cel mai longeviv lider din zona arabă. În alte țări s-au mai schimbat, chiar și acolo unde avem monarhii. Regii s-au succedat pe principiul transmiterii ereditare a puterii, mai puțin în Libia. Așa că, sigur, cum am văzut și în Egipt ulterior, oamenii cer libertate, cer posibilitatea de a participa la spațiul, în spațiul politic, la viața publică. Ori în Libia aceste lucruri sunt interzise de ani de zile, pentru că Libia funcționează în baza acestei cărți Al-Kitab al-Ahdar, Cartea Verde, care a cunoscut editări și reeditări, îmbunătățiri aduse de Muammar al-Qaddafi, și care exclude foarte multe aspecte pe care noi le considerăm sau care aparțin sistemului democratic de tip occidental. Absența totală a partidelor politice, ele fiind considerate în Cartea Verde niște găști care își apără interesele proprii și care nu reprezintă sub nicio formă masele sau poporul. Tipul acesta de guvernare, al-Jamahiriya, care înseamnă în traducere guvernarea maselor, Jamahir este un plural în arabă care înseamnă mase, și-a propus practic o comunicare directă între lider și umma și națiune. Numai că acest lucru nu este posibil sau este greu de imaginat că s-ar putea imagina, că ar putea funcționa în epoca noastră. Și atunci această comunicare se face prin intermediul unor consilii reprezentative, unor comitete reprezentative, care ar asigura această comunicare directă între Gaddafi, între liderul Revoluției Libiene și poporul de rând. Cel mai rău scenariu al momentului pentru Libia și pentru zonă ar fi următorul: o cadere a lui Gaddafi în urma unui război civil enunțat, ipoteză enunțată chiar de fiul lui în urmă cu câteva zile la televiziunea publică, și un vid de putere cauzat exact de ceea ce spuneați dumneavoastră, și anume lipsa partidelor politice, lipsa oricărei vieți politice în afară de familia lui Gaddafi. Ce s-ar întâmpla în acest scenariu cu vecinii Libiei și prin contagiune cu toată zona, cu Africa de Nord, poate și peninsula Arabică?
Care ar fi consecințele? Consecințele sunt grave dacă ne raportăm la stabilitatea zonei. Sigur, Gaddafi, cu tot comportamentul său excentric, era un personaj previzibil, cel puțin în ultimii ani, și un personaj agreat de Occident. Sigur, nu discutăm acum de ce era agreat de Occident. Sigur, dispariția lui și a întregului sistem de putere lasă un vid, pentru că, spre deosebire de societatea tunisiană sau cea egipteană, unde mai există niște formațiuni politice sub diverse forme, sub diverse denumiri, care încearcă să se coaguleze acum, în această perioadă post-revoluționară, și să ofere populației o alternativă. În Libia este greu de prevăzut în momentul de față ce s-ar putea întâmpla, pentru că nu aș putea să identific, uitându-mă în peisajul politic libian actual, un personaj care ar putea să fie alternativă. Însă, sigur, aceste personaje apar întotdeauna în perioadele post-revoluție. Aceste personaje, acești lideri de opinie apar din rândul celor care sunt acum în stradă, din rândul celor care s-au revoltat împotriva lui Gaddafi. Vor apărea cu siguranță astfel de personaje. Sigur, pericolul cel mai mare despre care toată lumea discută este posibilitatea ca acest vid de putere sau ca de acest vid de putere să profite mișcările extrem religioase. Este un pericol care poate să fie chiar real în termenii organizării unei vieți bazate pe principii democratice. Alegerile se pot câștiga de oricine, s-a dovedit lucrul acesta, de oricine are suport popular. Cum s-a întâmplat în Cum s-a întâmplat în Algeria mai de mult, de curând în Palestina, în teritoriile palestiniene cu Hamasul. Dar astea sunt regulile democratice. Dacă vrem să le aplicăm, le aplicăm peste tot, cu riscurile de rigoare. Sigur, o societate cum este cea libiană, care a fost ținută sub acest regim autoritar decenii la rând, probabil că se află într-o fază primitivă a acestui tip de organizare civică sau socială. Însă vor exista cu siguranță forme care vor umple acest vid. Poate nu imediat, însă este necesară o perioadă de tranziție către un sistem, să zicem, care să se bazeze pe principiile democratice de funcționare. Vorbim tot mai mult în ultimul timp despre un efect de domino, similar cu cel al revoluțiilor din Europa de Est din 89 sau similar cu ce s-a întâmplat în anii 68 în lumea occidentală. Avem mai multe piese ale acestui domino care au căzut sau care sunt pe cale să cadă. În ce țară vedeți pentru viitorul apropiat propagată această undă de șoc cel mai puternic? Vorbim de Siria, putem vorbi de Siria, putem vorbi de Arabia Saudită, putem vorbi de statele care compun Emiratele Arabe Unite? Putem vorbi de oricare dintre aceste state, pentru că, vedeți, cauzele sunt diverse de la o țară la alta. Eu am spus în mai multe rânduri că odată ce s-a întâmplat acest lucru în Egipt, există riscul ca, prin imitație, dacă vreți, foarte multe societăți arabe să reacționeze similar. Se întâmplă în continuare în Yemen, unde iarăși avem un președinte din 90, de când s-a unit Yemenul, dar și mai de mult în Yemenul de Nord, de prin anii 70, deci un președinte foarte longeviv. Se întâmplă în Bahrain, unde avem de-a face cu statul unei familii, practic. Este familia al-Khalifa, care și-a creat acest stat și care îl guvernează. Deci este, practic, revolta împotriva unui monopol familial asupra unui stat. În Arabia Saudită,
dacă se va întâmpla ceva, desigur, miza este de asemenea foarte mare, poate la fel de mare ca în cazul Egiptului în Arabia Saudită, pentru că este cu adevărat un partener extrem de prețios pentru Occident, pentru Statele Unite. Sunt baze militare în această zonă, în toate țările din Golf, sunt baze militare. Absolut. Însă Arabia Saudită, pe același model ca și Bahreinul, este țara unei familii. Numele țării provine de la numele familiei care guvernează această țară și care și-a construit această țară începând cu secolul XVIII. Așa că, sigur, ne putem aștepta la revolte în aceste țări. Nu știu dacă este neapărat efectul de domino. Poate că se termină, cum spunea un analist francez, cu această excepție arabă, excepție de la democrație. Pentru că ne-am obișnuit să discutăm despre spațiul arab ca fiind un spațiu dominat de autoritarism, de dictaturi, dar poate că a venit momentul, iată, ca această excepție arabă să ia sfârșit. Tocmai de aceea v-am întrebat și de Siria, pentru că acolo e o situație cu totul specială, e țara cu cel mai autocratic regim și în același timp e țara în care reprezentanții unei minorități domină ca și în Bahrein. Ca și în Bahrein. E vorba de o minoritate religioasă în Siria, din câte știu eu. Uh-huh. Siria, care în același timp e unul din factorii de instabilitate în zonă, fiind un finanțator al organizațiilor teroriste și statul care hărțuiește în permanență Israelul prin toate metodele posibile. Aș zice că e reciprocă. Reciprocă. Da. Siria, vedeți, eu am fost aproape amuzată de reacțiile pe care le-au avut liderii arabi imediat după căderea lui Mubarak sau în preajma căderii lui Mubarak. Gaddafi, de exemplu, a inițiat acțiuni de dialog cu o serie de activiști pentru drepturile omului din Libia, ceea ce sigur nu făcuse timp de 40 de ani. Bashar al-Assad, președintele Siriei, a anunțat, fără să-l întrebe nimeni, o serie de reforme politice prin care să permită o liberalizare a spațiului politic cu posibilitatea de lărgire a participării publice. Sigur, Siria nici ea nu stă foarte bine, însă în ultima perioadă, 2-3 ani, s-a deschis destul de mult către o mai veche relație pe care Siria a avut-o. Este vorba de relația cu Franța. Au fost vizite reciproce ale președinților sirian și francez și, sigur, o serie de companii franceze care au intrat pe piața siriană și, în general, Siria a început să se deschidă către Uniunea Europeană, nu către relația cu Statele Unite neapărat, deși și aici au fost făcuți câțiva pași importanți, dar s-a deschis către această relație cu Uniunea Europeană. Sigur, și Siria poate exploda sau imploza, cum spunea un comentator de pe blogul dumneavoastră, pentru că poate să fie și din interior, poate să aibă și acțiune externă această revoltă. O ultimă întrebare legată de sentimentul dumneavoastră personal. Fiind o cunoscătoare a lumii islamice, Arabe. Care este senzația dumneavoastră legată de acele populații? Sunt ele pregătite să facă o asemenea tranziție către un sistem mai democratic, mai deschis, sau încă nu s-au copt acolo suficient de mult mecanismele politice? Mecanismele nu există. Deci nu trebuie să ne facem, eu știu, iluzia că undeva într-un stat arab în acest moment există mecanisme democratice. Există mecanisme care mimează democrația. Cum s-a întâmplat în Egipt. Egiptul a organizat de câteva ori alegeri cu participarea, sigur, mai multor candidați la prezidențiale, mă refer, cu participarea mai multor partide la legislative. Asta nu înseamnă că
vorbim despre o democrație, este o simulare, dacă vreți, a cadrului democratic occidental. Sigur că societatea în ansamblul ei, nu mă refer la tinerii care au ieșit în stradă, ei poate că sunt pregătiți sau măcar știu ce își doresc, însă la Cairo au ieșit pe stradă 1 milion, dar vorbim de o populație de 80 de milioane. Sigur că în profunzime această populație nu este familiarizată cu ce înseamnă sistemul democratic, nu a văzut, nu a cunoscut așa ceva, nu i s-a oferit această alternativă. Nici Turcia, care exersează acest sistem de foarte multă vreme, în fine, cu Atatürk, și nu este, nu corespunde sau nu poate fi descrisă în termeni în care descriem o democrație occidentală. Există o Turcie albă, așa îi se spune, care sigur este democratizată și laicizată, și cealaltă parte a Turciei, Turcia profundă, care sigur funcționează după alte reguli. Deci, cred că, sigur, nu putem vorbi de pregătire pentru un anumit sistem. Cred că aceste societăți încearcă să treacă către un alt sistem, sunt într-o perioadă de tranziție și probabil că vor ajunge să aibă propriile sisteme politice de inspirație democratică occidentală, însă nu copiate. Nu o să ne așteptăm să întâlnim la Cairo, nici probabil în 50 sau 100 de ani, sistemul politic pe care îl vedem în Statele Unite. Vor avea un sistem democratic, însă vor avea și acele specificități locale, dacă vreți, care se mențin și care e normal să se mențină până la urmă.